Salutare, sunt Radu Almoșan. Suntem la Costinești, la White Horse. Uite aici scena unde se va cânta diseară. Și asta este foarte important, dar mai important pentru mine în acest moment este că am avut o revelație. Priviți! Acestea sunt terenurile de fotbal pe care se desfășurau campionatele în fiecare vară. Și în anul de grație 1998, exact aici, cuiva din gașca mea cu care participam la campionate, echipa noastră, i-a venit ideea, când am fost întrebați cum se numește echipa noastră, că trebuia fiecare să ne denumim cumva, i-a venit ideea să ne zicem Boscheții, cu Q-U și T-Z pe vremea aia. Exact de aici a pornit ideea incipientă pentru numele Boschito. Ca să nu ne mai întrebați. Și da, nu am câștigat, dar da, am ajuns în finală, chiar dacă eram cei mai tineri dintre toate echipele. Deci Boscheții din Brașov, big ups, fix aici în spate, la Vox Maris. De aici s-a născut micuțul nostru nume, care, uite, peste 20 de ani, un sfert de secol, a ajuns încă să ne reprezinte. Și încă ce bine.